Un șoarece care locuia la oraș merse în vacanță la vărul său la țară. Acolo era liniște și aer curat și șoriții se zbenguiau nestingheriți toată ziulica. Numai că șoricelul orășan era cam mofturos la mâncare. Vărul său îl servea de 3 ori pe zi cu cereale, doar cu cereale. Așa că într-o zi îi spuse: "E frumos la tine, dar mâncarea lasă de dorit. Deja mi-am tocit dinții cu grâu și cu porumb. Mai bine vino tu la oraș să ne ospătăm cum se cuvine, cu atâtea delicatese." Șoricelul de la țară acceptă entuziasmat, căci nu fusese niciodată la oraș. Ajunseră la vila în care și-avea adăpostul șoricelul orășean și acesta îi arătă mulțimea de bunătăți din cămară și din dulapul din bucătărie: cârnați, cașcaval, fructe. "Hai să mâncăm!" spuse șoricelul de la țară. "Sunt înfometat de atâta drum." Dar de fiecare dată când încercau să se apropie de bunătăți, ba intrau stăpânii casei și șoriceii fugeau speriați care încotro, ba îi adulmeca un câine uriaș și lotra la ei, ba în cele din urmă motanul din vilă îi alerga până părăsiră vila. Epuizat, șoricelul de la țară îi spuse șoricelului de la oraș: "Vere, e frumos și belșug la tine și cred că nu te plictisești niciodată, dar eu prefer să mănânc aceeași mâncare în fiecare zi fără să mă tem pentru viața mea. Ce folos că ai atât de multe bunătăți dacă nu te poți bucura de ele și tremuri în continuu pentru viața ta. Așa că să fim și noi atenți în viață ce ne dorim, să apreciem ce avem, să ne bucurăm de ce au și alții și cu cele care noi le-am adunat în spate, să știm să ne facem o viață frumoasă."